Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o nouă și o specială etalare pentru cei născuți în zodia Balanței. La mulți ani, dragii mei, Balanță! Nu știu cum se face, că de fiecare dată când intru în sezonul Balanțelor, am așa o mare atracție către pălării și către culoarea mov mai mult decât de obicei. Acum, da, urarea cea de bază ar trebui să fie ceva de genul, dragii mei, cei cu soare în Balanță, în mod special, și cu alte planete, ce vreți voi să aveți, sau ce aveți, nu ce vreți să aveți, urarea specială ar fi să puteți să alegeți alba, neagra, a fi sau a nu fi, cu pălărie eventual, cu pălărie sau fără pălărie, cu ochelari sau fără ochelari, treaba voastră, rămâne de văzut ce mai facem, nu știu, poate mai pun pălăria până la sfârșitul etalării, dar deocamdată vreau să mă concentrez pe voi și pe ce avem de descoperit ca și mesaje în această perioadă. Ce cadouțe vă pregătește Universul? Bine, probabil că unii dintre voi v-ați primit niște cadouțe, niște etalări un pic mai înainte, pe alte canale, dar haideți să vedem canalul meu cu ce mesaje vine pentru cei născuți în zodia Balanței. Și înainte, eu între timp amestec cărțile, da? Am aprins și lumânări și bețișoare, după cum vedeți, sunt aici aprinsuri. Ar mai trebui tortulețul. Dar dacă ar fi fost tortuleț, cine ar fi trebuit să sufle în lumână și cine ar fi trebuit să-l mănânce? Cred că eu ar fi trebuit să fac treaba asta în locul vostru. Nu? De aici. În fine, ia uite un mesaj. The void. Interesant. The void. Deep in your heart. Drop in your heart, pardon. Și man of the earth and woman of the sky. Îmi pare rău, dar păstrez. Îmi pare rău? Nu-mi pare rău. De fapt, nu-mi pare rău. Păstrez acest mesaj. Că tot am senzația că ieșiți dintr-un ciclu de viață, dintr-o etapă destul de complicată. Sunteți pe care să ieșiți. Anul trecut, de anul trecut, ba chiar mai bine, că e un canal care totuși are oarecare vechime. Din câte mi-aduc aminte, balanțele în ultimii ani au tot trecut prin multe, multe transformări și mai ales anul trecut vorbeam de transformare. Sunt foarte curioasă cât ați reușit să vă transformați, în ce direcție, dar să revin la urările principale. Astea trei le păstrez. Urările principale erau, evident, la mulți ani, rămâneți frumoși, cum am zis și anul trecut, nu mai știu ce am zis anul trecut, evident. Rămâneți frumos, oricum balanțele sunt frumoase, ca și toți cei care sunt guvernați de Venus. Dar mai presus de toate, dragii mei, vă doresc putere să alegeți ce este mai bun pentru creșterea voastră, să alegeți și să aveți puterea să deveniți cele mai bune versiuni ale voastre, cele mai bune versiuni ale voastre, pentru că ceea ce facem în viață depinde, evident, de alegeri, de-aia m-aș jucat un pic cu ideea asta a alegerilor. Și uneori, adesea, nu uneori, dar știu că uneori trebuie să alegem și din perspectiva unor oameni care relaționează cu alți oameni. Dar, în general, trebuie să alegem pentru noi, pentru creșterea noastră. Dacă relațiile în care suntem nu ne cresc și ne îndepărtează de esență, este bine să alegem separarea de aceste relații și încet, încet, în primul, până la relația următoare, să alegem relația cu noi. Că toți sunteți reprezentați relația între noi și altcineva, cred că până la a trăi această relație și dintr-o altă perspectivă umană, trebuie în primul rând să învățăm să trăim din perspectiva noastră. Adică, ce vreau să zic, cam se complică lucrurile, nu știu ce poziție Mercur. În fine, ce vreau să zic, că foarte multă lume se aruncă dintr-o relație în relație, vede că nu e bună, văd că nu e bună relația în care stau, aleg o altă relație, dar sar dintr-una între alta. Și de multe ori sar din lac în buț. Ideea este că trebuie să ne vindecăm de relațiile anterioare și între timp, în acest spațiu, nu trebuie să vă fie teamă de voi, de singurătate, că de fapt este o relație cu voi înșivă care trebuie transformată. În sfârșit am zis ce a trebuit să spun, da? Era vorba că vă doresc relația cu voi să fie în armonie ca să puteți experimenta relații armonioase cu cei din jur, da?
că sunteți balanțe și pentru voi asta contează. Și nu doar pentru voi, dar bine, vă înțeleg că am acolo planete, da? Și uite, de-aia vorbesc poate mai mult decât de obicei. Când ajung la anumite zodii, devin mai vorbăreață și cu balanțele totdeauna stau mult de vorbă. Da. Așa că sper să mă suportați până la sfârșit și să nu fiu întreruptă. Vă doresc numai bine, evident, creștere spirituală, putere, protecție divină, pentru că vin ani foarte provocatori, asta ca să-mi aleg bine cuvintele, provocatori, mai ceva decât ce a fost 2020, o să urmeze și mai. Și, în acest motiv, alegeți creșterea voastră, alegeți să fiți cea mai bună versiune a voastră cât puteți și să nu vă consumați energia în direcții care nu vă cresc. Nu vă cresc. Nu, sper să mă lase cățelul să termine talarea. Interesant unde s-au oprit cărțile la rai, rai. Probabil că în această perioadă unii dintre voi chiar vă simțiți fain. Vă întâlniți cu prietenii. De ce plânge cățelul? Haideți să vă zic de ce plânge. Pentru că vrea să se joace cu niște motănei de prin curte și îl ocolesc. Asta. Și plânge cățelul că vrea și el la joacă, apropo de relații. Deocamdată cățelul nu este într-o relație confortabilă cu el însuși. Nu s-a descoperit suficient de mult cât să fie ok doar cu el. Așa că mai vrea companie. Dar uneori compania nu dorește prezența cățelușului. În fine, am zis că unii dintre voi sunteți într-o stare de euforie, de bucurie că a venit heaven, da, raiul pe pământ. Însă, există cineva, un personaj care e ca un înger în preajma voastră, ca un înger pe pământ, un personaj care vă inspiră să vă descoperiți latura voastră divină, vorbind și despre așa ceva, asta pentru că a apărut Earth Angel și după această carte ce văd, mama se roagă sau rugăciunea mamei. Probabil că acest mesaj este în mod special sau reprezintă ori un personaj feminin, mama și îngerul, să fie una și aceeași persoană, care într-un fel sau altul vă face să vă simțiți euforici. Dar mai presus de asta, pentru că este o mamă care se roagă, simt că acest personaj este oarecum conectat la energia feminină, o energie feminină superioară, nu inferioară, care se roagă, e un personaj care se roagă și se roagă la Mama Divină, la Sfânta Fecioară, poate și voi, evident, dacă sunteți doamne, puteți să reprezentați această energie, unele dintre voi, da? Și vă atrageți abundență, protecție, acest rai, această relație specială, că de fapt raiul ce este într-un fel sau altul, este relația noastră cu încă cineva sau cu un grup de, care este protejată. E o comunitate, de fapt, da? E un spațiu sacru, interesant. Deci, cu acest personaj, ori vă inspiră să vă descoperiți spațiul vostru sacru, interesant mesaj pe care îl primesc acum, ori simțiți că în preajma acestui personaj, dacă reușiți să stați mai mult de vorbă cu el sau cu ea, simțiți că există așa o senzație de euforie, de ca și când ați fi într-un Eden, chiar dacă trăiți pe pământ în secolul 21, în anul 2020, da? Un an foarte provocator, cu multe chestiuni, energii negative care trebuie arse, trebuie purificate, apropo de sacralitate. Și e drăguț pentru că se completează cu primul mesaj. Primul mesaj care scoate în evidență un vid din care încercați să ieșiți. Da? E un vid și încercați să ieșiți din acest vârtej în care v-ați lăsat duși de-a lungul timpului sau în relații sau rămâne de văzut cum. V-ați lăsat duși într-un vârtej și ați intrat într-un vid. Dar ideea este că eu simt că începeți să ieșiți, da? Și undeva aici în lumină regăsiți acest rai, acest heaven. Eventual, în tot acest tumult, unii dintre voi, prin inspirația cuiva, ați învățat să vă rugați la Mama Divină, să descoperiți energia feminină superioară
și să o manifestați în viața voastră. Asta înseamnă foarte mult, poate ați mai citit, poate ați mai auzit. Printre multe altele înseamnă și receptivitate și descoperirea intuiției voastre și folosirea atributelor feminine pe care o și bărbați și femei toți le avem, da? Și iar e frumos că văd o diferență, bărbatul de pe pământ și femeia din cer. Este o energie feminină care vă inspiră. Mai ales bărbații au avut tendința, mai ales bărbații, poate sunt și femei care manifestă latura masculină și atunci vorbesc și despre femei, da? Au manifestat această materialitate, dependență de lucrurile terestre, pământene, o tendință, și în această tendință, stând prea mult, v-ați afundat în vidul despre care am vorbit. Însă ideea este că a venit acest înger de lumină, această femeie din cer, într-un fel sau altul, este în preajma voastră și parcă sunt și culorile asemănătoare și vă inspiră și la rugăciune și la creștere spirituală și la descoperirea raiului pe pământ, că înainte de toate raiul este aici în noi și prin felul în care ne manifestăm. Și asta o descoperiți în momentul în care vă conectați la inima voastră, în momentul în care vă picurați. Îmi place ideea asta, să te picuri, da? Să te picuri în sufletul tău și să te descoperi acolo, să-ți descoperi acolo tot potențialul, cea mai bună versiune despre care am tot vorbit. Un mesaj pentru unii dintre voi. Ar mai fi să mai caut? Ele au venit. Eu cred că e suficient. Și despre cățeluș, vă rog să nu vă faceți griji, v-am explicat. Vrea să se joace cu niște puișori de pisică, cu Leo și cu vecinul. Vecinul este Reddy, care seamănă foarte bine cu Leo. Da? Și ei, evident, că sunt de 10 ori mai mici decât lupaica, evită această companie. Așa că vine cățelușa plânge. Asta e, plânge și noi mai plângem după companiei care ne evită. Dar dacă ne evită, apropo de mesaj, ne evită din niște motive. Poate le este frică. Interesant. Poate încă n-au descoperit cum vă puteți completa, nu? Ce frumos! Îmbrățișați-vă emoțiile, dragii mei! Am văzut că sunteți într-o stare așa emoțională foarte... Unii! Dacă vă lăsați influențați de lucrurile pozitive, îmbrățișați-vă emoțiile, mai ales că aveți tendința, fiind semne de aer, să fiți raționali, să vă analizați prea mult stările, îmbrățișați-le, pur și simplu. Voi nu v-ați dori ca în momentele voastre de analiză, hiperanaliză, să vină cineva, până la urmă chiar oricine, nu contează, bine, frumos ar fi să fie persoana dragă, și să vă îmbrățișeze fără niciun motiv. Pur și simplu. Fără niciun motiv. Să te întreb, da, de ce mă îmbrățișez? Uite de aia. Că așa am simțit. Îmbrățișați-vă emoțiile, pur și simplu, fără să le mai analizați, da, de ce simt. Bucurați-vă de ele și apoi vor veni și ideile, pentru că dacă le analizați, s-ar putea să pierdeți alte idei mai interesante. Ia uite, iubiți-vă așa cum sunteți, iubiți-vă ceea ce sunteți, cum am zis și mai devreme, să relaționați bine cu voi. Decât să căutați în stânga și în dreapta, mai ales cei care sunteți singuri sau cei care sunteți despărțiți și vreți și voi, într-adevăr, compania cuiva, că interesant, și cățelul cum plânge. Vreau și eu să te joci cu mine. Deocamdată n-au curajul acei pisicuți. Poate mai încolo, poate după ce se mai trec câteva luni, se acomodează cu ea, ea se temperează, da? Iubiți ceea ce sunteți. Sunteți într-o călătorie, este 8. 8 înseamnă transformare. Transformați-vă. Am impresia chiar, dacă nu greșesc, am văzut că câțiva dintre voi v-ați uitat pe videoclipul de anul trecut. Anul trecut, pe vremea asta, vorbeam de transformare. Și încă procesul se întâmplă. Și se va întâmpla în fiecare an, în fiecare zi, dar depinde de direcția în care alegeți să vă transformați. Să vă transformați în direcția cea mai bună, în varianta cea mai bună. Da? Să vă alegeți busola, să vă analizați busola și să vă alegeți direcția, da? Iubiți-vă așa cum sunteți acum, chiar dacă ați trecut prin niște situații neplăcute, chiar dacă ați fost răniți, chiar dacă ați rănit, că toți rănim, uneori fără să ne dăm seama, alții chiar voit. Iertați-vă că na, este varianta voastră mai puțin dezvoltată. Iertați-vă.
și încercați să faceți de acum, din acest moment, nu de mâine, de poimâine, de acum, să faceți tot ce depinde de voi ca să fie mai bine, să fiți voi mai bine, să relațiile pe care le aveți să fie din ce în ce mai armonioase, să sunați pe cine trebuie și să rezolvați conflictele. Concentrați-vă pe dragoste. Concentrați-vă pe dragoste față de voi. Aici nu știu de ce, așa simt în acest moment. În primul rând, da, vedeți ceea ce e mai frumos în ceilalți, da? Ca să vadă și cei din preajma voastră ce este frumos în voi. Pentru că dacă aveți tendința să analizați prea mult, veți manifesta în viață oameni care vor analiza sau vor căuta tot timpul nod în papură și nu vreți așa ceva, da? Că voi nu vreți conflicte. Așa se zice, că fugiți de conflicte, nu? Unii, da, alții, ba. În fine, concentrați-vă pe dragoste și acum simt nevoia să zic dragoste față de voi, pentru că acest dragon, dragii mei, ăsta e mesajul și așa îl transmit, poate să fie dragonul din voi. Și dragonul ce înseamnă? Ego-ul. Ego-ul nostru care poate să fie mai frumos sau mai puțin frumos, depinde ce vrea să manifeste, ce își dorește. De-aia zic, doriți-vă lucruri frumoase, doriți-vă lucruri bune, doriți să fiți cea mai bună variantă voastră și priviți cu compasiune și dragoste față de ego-ul vostru. Înțelegeți-l. Înțelegeți-i fricile. Aspectele neevoluate, reptiliene, că vorbim de, da, de un dragon, de niște tendințe reptiliene, pentru cei care au citit în domeniu despre lucrurile astea, ca să puteți crește. Nu știu de ce în acest moment, și ce stăra, această carte mi-aduce aminte de puterea, da? Doamna care este în compania leului, tot așa, o ființă terestră, bărbatul de pe pământ și femeia din cer, da? Femeia care este într-o, sau latura feminină, neapărat femeie, ca să nu ziceți că sunt eu acum feministă, deși nu sunt, da? Latura feminină. Sau, evident, revin, unii dintre voi sunteți entuziaști de prezența cuiva, sunteți ca într-un rai, acest dragon se simte ca într-un rai în preajma acestei doamne. Îmbrățișați-vă emoțiile, ca în momentul în care le îmbrățișați să se manifeste. Da? Dacă nu le îmbrățișați, dacă fugiți de ele, nu se vor manifesta. Încetiniți un pic, visați, visați un pic, poate chiar un lucid dream ar fi posibil pentru unii dintre voi și fiți doritori să vă exprimați dragostea. Aveți răbdare cu voi, apare, aveți răbdare, răbdare și cu voi și cu acest dragon, că e al vostru, că e al altuia, iar variază, dar, dragii mei, ce frumos, mai presus de toate, continuați-vă călătoria sau dacă n-ați început-o, suiți-vă în această corabie și alegeți-vă direcția, cea mai bună versiune a mea, da? Că tot este ziua voastră. Puneți pe hârtie, setați-vă pentru următoarea perioadă, pentru următorul an, da? Setați-vă intențiile, dragii mei. Ce frumos mesaj până acum, nici nu mă așteptam, dar mă bucur mult de tot. Dragii mei, ce cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță, în mod special Soricei, Soricei în Balanță. Astăzi tocmai am întâlnit o balanță, da, după mult timp, da, după mult timp și m-am simțit bine să stăm de vorbă. Chiar a fost o senzație foarte faină, eu îmbrățișez emoțiile, că n-am cum, asta mi-e natura, nu știu persoana în sine, dar cred că a fost emoționată și persoana respectivă, dar mă bucur. Ia uite, Regele de Cupe. Regele de Cupe, emoții, îmbrățișați-vă, că depinde și poate aveți planete prin Scorpion, prin Rac, prin Pești, da? Nu uităm că nu sunt planetele toate acolo în balanță, mai sunt împrăștiate și aici e farmecul. Fiecare are harta lui natală unică. Interesant, da? Am zis, după mult timp, după o perioadă de răceală, de izolare, vă reîntâlniți cu cineva. Se naște o pasiune sau o scânteie și nu mă gândesc muze la pasiuni, da, la care vă gândiți voi. O scânteie, o scânteie de lumină. Ah, ce frumos, Regina de Cupe! Unii dintre voi chiar... și Marea Preoteasă! În secret ați... În secret, aveți o mare atracție față de cineva, posibil cu
cu planete în apă. Posibil aveți o sinastrie între luna voastră și luna lor sau alte planete care țin de emoții și de dragoste. Îndrăgostiții, nebunul, marea preoteasă, dar zic alegeți, unii dintre voi sunteți puși să alegeți între a risca să mergeți într-o direcție care vi se pare misterioasă, nu neapărat secretoasă, misterioasă, o lume emoțională, că asta înseamnă regina de cupe, o lume emoțională. Există un personaj care vă atinge sufletelul, da, și vi se reaprinde, o scânteie, dar inițial am zis că nu zic musai de o chestie sexuală. Se aprinde ca o... Așa cum am aprins o lumânare în această, înainte de etalare, se purifică energia dintre voi. Da, interesant mesaj. După o perioadă în care nu ați vorbit, v-ați simțit într-un fel sau altul abandonați, refuzați. Interesant mesaj. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Oh, cum să fac? Cum să fac? 3-3-3 sau cruce celtică? Apropo, alba-neagră, alba-neagră. Ați plâns după cineva și totuși vă doriți, ia uite, să luați mașina, să mergeți, că înseamnă și călătorie 3 de monede, de bâte. Vreți să mergeți către acest personaj care... Vă oferă, pe de-o parte, stabilitate, dar și simțiți că, simțiți că vă cunoașteți de o viață. Simțiți că vă cunoașteți de o viață cu acest personaj și că puteți clădi ceva important, ceva durabil, ceva memorabil împreună. Ați tot sperat și trei de bâte înseamnă speranță, viziune, anticipare, ați tot sperat și... Faetonul merge către stea și stea înseamnă speranță, credință. Probabil în această perioadă în care ați plâns, ați regretat un refuz, un abandon, o separare, ați învățat să vă coordonați viața oarecum și după astre. Sau dacă nu după astre, după intuiția voastră și ar fi minunat că tocmai am văzut Marea Preoteasă și Regina de Cupe, care asta ne învață. Da? Și vreți să călătoriți, clar. Vreți să călătoriți, vedeți în fața voastră un personaj cu care, așa vedeți voi, asta este viziunea voastră în al treilea ochi, îi vedeți ca și membri ai familiei voastre într-un fel sau altul, sau viitor colaborator cu care aveți mult succes, abundență. Dar mai pe sus de toate, asta este, simt că în preajma lor, simțiți că ați mai trăit împreună cândva, că vă cunoașteți, că sunteți ca acasă în preajma lor. Balanțe. Până la urmă, ce fac? Hai să facem cruce celtică, da? Central. Ok, balanțe. Să și tai. Octombrie, noiembrie. Spânzuratul. Central în suflet. Pentru unii să fie cineva cu marcaj. Marcaj, nu neapărat soare, cu marcaj în... Vă zic că eu am observat ce am mai citit și alții și vă dau mai multe variante. Cineva cu marcaj în semnul peștilor. Poate aveți voi acolo marcaj, știu câteva balanțe, care au marcaj în semnul peștilor și totuși se luptă cu rațiunea. Aveți marcaj în casa a 12-a. Pentru că este casa a 12-a. Acum, că am auzit de cupluri, balanță cu balanță. Dacă sunteți balanță cu balanță, balanța unuia se pune în casa a 12-a celuilalt. E clar, da? Și există acest marcaj. Sau, depinde de ascendentul vostru, depinde de multe. Aveți un marcaj în casa a 12-a a necunoscutului. Central. Pentru că este zona inimii. Nu vă înțelege sufletul. Nu vă înțelegeți. Nu înțelegeți ceva. Pentru că e casa a 12-a a necunoscutului. Dragii mei,
Ca să nu uit, pentru că așa vine mesajul, zice, încetiniți, da? Slow down. Tot semnul peștilor aveți aici, da? Și am vorbit de stare de vis, de vis lucid, pentru unii dintre voi, care poate mai practica și meditația și alte chestii, dar mare grijă că la visul lucid nu prea se face singur dacă nu aveți experiență. Dar printr-o stare de visare, de reverie, de rugăciune, că a venit și mama, da, cum era mama, Mother Praise, prin rugăciune vă conectați la această zonă centrală a voastră și primiți, dragii mei, ce frumos, lumina. Da, înțelegeți de ce persoana respectivă s-a sacrificat sau voi a trebuit să vă sacrificați sau situația a stagnat, că asta înseamnă stagnare pe alte planuri, să zicem stagnare din punct de vedere material, dar creștere spirituală pentru că apare lumina. Wow! Turnul la capătul setului de cărți. Clar, trezire spirituală pentru unii, dar hai să mai vedem ce alte cărți apar. Central. Valetul de monede. Provocarea este să luați legătura. Să luați legătura și să dezlegați situația. Am zis mai devreme, să acționați. Pentru că și faetonul arată acțiune, determinare, hotărâre. Pentru împlinirea destinului și, de fapt, destinul ce înseamnă să scăpăm de karmă. Pentru că, fiți atenți, balanță, justiția, în cărțile de tarot înseamnă karmă. Și dacă nu vă rezolvați niște situații și le lăsați complicate, legate, vă atrageți karmă. Și aici este provocarea. Să dezlegați situația, să vă dezlegați karma cu o comunicare, un fel de comunicare. Da? Pentru că este vorba de monede, monedele reprezintă obiecte, poate să fie un telefon, tac-tac, mesaje, apeluri telefonice, o întâlnire, o invitație undeva, poate să fie un bilet la un concert. Aici e provocarea, să faceți primul pas, dar un pas practic. Că degeaba vă gândiți, oh, ce frumos ar fi, dacă mă refuză, dacă... Măi, fă primul pas și vezi ce se întâmplă. Eventual nu poate atunci persoana respectivă să ia o situație, nu răspunde așa mai fă o dată, adică încearcă, dă-ți șanse, până la urmă, ce să mai... Fii determinat, că asta înseamnă să fii determinat. Pentru că este în favoarea voastră să descălciți o situație ciudată, ambiguă, dintr-un punct de vedere, pentru că e casa a 12-a, necunoscutului. În trecut, baza acestei situații este 9 de băte. Unul sau celălalt s-a blocat, l-a blocat pe celălalt. Poate v-ați blocat unul pe celălalt, rămâne de văzut, pentru că trebuie să vă analizați și voi corect povestea. Unul dintre voi a blocat accesul la inimă, pentru că vorbim de inimă. Interesant. Îmbrățișați-vă. Embrace your emotions, da? Emoțiile. Asta pentru că poate amândoi v-ați blocat într-un fel sau altul și uite, s-a creat încălcitura, alt blocaj, da? Cum se confirmă cărțile. Și cum poți să descălcești o situație dacă nu acționând? Un nod singur nu se descălcește. Un zid nu o să pice niciodată singur decât dacă e zdruncinat, uite, apropo de trăsnet. De trezire, de Uranus, da? Furtuna asta care aduce tunete și fulgere și furtuna care vine cu ploaie, ploaie înseamnă apă, emoții. Înțelegeți și printre aceste metafore ideea. Un zid nu pică singur, a trebuit, cât a trebuit ca zidul Berlinului să pice, cât a trebuit zdruncinat, a fost zdruncinat, că nu degeaba a apărut și vidul acela. Dar, să vedem în continuare, în trecut. Da, e clar că dacă cineva se blochează sau vă blochează sau voi ați blocat, are niște motive. Este un om rănit. Poate n-a fost rănit de voi. Da? De-aia zic, trebuie să vă iertați, vă iubiți așa cum sunteți. Concentrați-vă pe dragoste, da? Ok, dacă omul respectiv v-a blocat, înseamnă că e rănit, vă zic și eu, vă mai zic și alții. Și atunci fiți mai blânzi și cu voi și cu ei. În trecut, 9 de cupe, îmbrățișați-vă emoțiile, da? Emoții multe, iar apare semnul peștilor pentru unii și pentru unii, evident, dar 9 de cupe înseamnă o stare emoțională
euforică. Am vorbit la heaven. Ia uite, heaven. Da? Euforie. În preajma cuiva. Pe de altă parte, în această perioadă de blocaj în care lucrurile au stagnat, poate unul dintre voi, nu amândoi și nu e valabil la toată lumea, unul dintre voi să fie avut tendința să bea cam mult. Pentru că nu înțelege cine bea, cine manifestă această latură negativă a acestei superbe cărți, da? O face pentru că nu știe să fie în relație cu el însuși sau însăși, cu ea însăși, da? E un personaj singur. Normal, e un personaj care se simte bine cu el, are o relație bună, emoțională cu el. Relația negativă este când bea prea mult și... A, vreau și eu pe cineva lângă mine! Stă și plânge și bea și la la la. Varianta negativă. Varianta pozitivă este când se roagă, când, da, știu, nu e remitul, dar eu așa simt să te vă transmit, când se bucură de calitățile pe care le are, le manifestă, compasiune, talent acolo, interes acolo, diferite lucruri, da? În viitor îndepărtat apare un nebun, nebun după tine, da, sau nebună, cum vreți voi, este o nebunie, ia să vedem, o, ce frumos, în viitor apropiat, prezent, viitor apropiat, Marea Preoteasă care a vrut să se arate iar, Marea Preoteasă care înseamnă secrete, iar semnul peștilor, aveți pe, oriental, nu, pe orizontal, vreau să zic, n-am băut, dar sunt distrată. O veți pe orizontal, aveți semnul peștilor toată ziua, pentru unii dintre voi știu că așteptați aceste mesaje. În prezent încă există acest mister, această, nu vă înțelegeți, dar nu vă înțelegeți emoțiile. E un mister. Și din acest motiv, dacă aveți și tendința să analizați, lucrurile stau pe loc pentru că nu le înțelegeți. Că nu știți ce acțiune să luați. Aici e provocare, e cuadratura. Cum să acționați? Pentru că e ceva ce voi nu prea înțelegeți. Fără supărare, eu știu ce zic. În viitor îndepărtat apare nebunul. Cineva totuși încearcă, riscă acest telefon. Ha, în sfârșit, poate riscă să dea și o floare. Dom'le, nu e niciun risc să dea o floare. Ia uitați cum face cățelul după pisoi. Deci e adevărată isterie. Probabil că vă apucă isteria pe unii dintre voi să contactați, nu pisicuții, ci persoana asta la care vă gândiți. Nu pisicuții. Dar vreți să riscați? Ce-o fi, o fi? Băi, sun! Pac picior. Au telefon și gata. Să vedem, răspunde sau nu răspunde. Ce faci? Sau, bă, ce să mai? Pa, picioare. Invit la o întâlnire. Mă duc cu niște flori. Am soarele în spate, soarele pe casa voastră, a întâia, soarele vostru, da? Primiți așa, încredere. Că asta înseamnă nebunul are încredere. Mare lucru. Mare lucru. E superb. Regina de monede, sfatul este să păstrați un pic și latura pământeană, da, e frumos să riști, e bine să încerci, da, dar când pășiți, cătați pe cărările alea, asta pentru că văd pământ, e un mesaj mai subtil pentru cine vrea să înțeleagă, dar nu călcați în gol, căutați-vă o cărare, da, care să vă ducă acolo unde vreți, adică o luați de la zero, dar oarecum mai pământeni. Posibil să fie și un semn de pământ în preajmă. Dar Regina de Monede. Regina de Monede este o persoană echilibrată. Poate să fie oricine. O persoană matură. Pentru mine, reginele sunt femei, în mod special, de la 30 și ceva de ani, 35 în sus spre 40. Pentru că regii sunt de la 40 și spre 50. Deci 30 ceva, 40 de ani. Poate să fie mama cuiva, dacă aveți o relație bună cu mama și să simțiți nevoia să vă consultați pentru unii dintre voi. Să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Regina de Monede este o persoană care se apreciază. În orice situație ați fi, misterioasă, ciudată, că aveți două cărți care vorbesc despre mister, despre lucruri pe care nu le înțelegeți și vi se par riscante, din acest motiv apare și nebunul, pentru că nu le înțelegeți. Chiar dacă nu le înțelegeți, încercați să vedeți valoarea lor, să vedeți valoarea personajului la care vă gândiți, să le apreciați eforturile, calitățile, ca
și persoanele respective să manifeste aceleași lucruri în relație cu voi. Înțelegeți, da? Hai să vedem ce mai apare. O... Dacă n-ar fi vorba despre o balanță, aș spune că voi sunteți aici, cavalerul de spade. Cavalerul de spade este energie similară cu a turnului, o energie neconvențională, bruscă, ca să nu zic brutală, nu știu de ce brusc mi se pare mai blând decât brutal, o energie neașteptată. Cineva vine în preajma voastră cu un mesaj, auziți niște vești care vă fac geloși. Opa! E o energie a geloziei, printre multe altele. Ar trebui să clarific, să vedem dacă am timp, dacă nu mă deranjează asta mică prea rău. Poate să fie un semn de aer sau cineva cu marcaj, cineva care va manifesta semnele de aer din harta sa, dar va manifesta într-un mod negativ. Este o energie destul de agresivă. Sper să nu fiți voi, deși știu că balanțele pot să fie și ele foarte freak. De ce vă este teamă? Asta e interesant. De cavalerul de monede. Vă este teamă că, pe de-o parte, poate să fie același personaj, să vă fie teamă într-un fel sau altul de cineva cu marcaj în semn de pământ. Este în poziția fricilor. Acum, de ce vă este teamă? Poate să varieze. Vă este teamă că nu... Că reprezintă un aspect pe care voi nu-l aveți. Atunci, dacă reprezintă un aspect pe care nu-l aveți, vă creează un soi de disconfort. Dar teamă poate să însemne multe, în poziția fricilor, acest cavaler de monede. Vă este teamă că dacă mai așteptați prea mult, că asta înseamnă și așteptare, da? Dacă mai așteptați prea mult, va fi prea târziu. În acest motiv, teoretic, aceasta ar trebui să fie energie externă. Ceva, vedeți, auziți de undeva, se întâmplă ceva, e un mesaj, poate să fie și la radio, o discuție, o melodie, ceva vă... Un interviu nu contează, da? E pe calea aerului, sunt spade. Sau cineva spune niște lucruri despre cineva și... Bah, ce? Nu, mă duc și acționez, de-aia apare și nebunul. De-aia apare și nebunul. Și atunci se explică de ce apare acest cavaler de monede în poziția fricilor. Pentru că îi este teamă că dacă o mai lungește prea mult și e prea precaut, va fi prea târziu. Ce vă doriți? Eu zic că vă doriți să vă vindecați inima. Este în poziția dorințelor, dar evident că mare grijă pentru unii dintre voi, deși nu, dar dacă așa vine mesajul, pentru unii va fi probabil valabil. Să nu încercați să, dacă aveți tendința să vă răzbunați, să nu vă răzbunați. Mare grijă, pentru că vă răzbunați tot pe voi, mai devreme sau mai târziu. Dar trei de spade a apărut în poziția dorințelor. Eu simt că este vorba de vindecare. Hai să mai vedem. 8 de cupe. Ce reușiți să faceți? Să lă... A, e frumos. Da, până la urmă, manifestați o discuție cu cineva. Clar manifestați o discuție. Apare un 9 de cupe, da? Vă aduceți aminte, în trecut, un personaj posibil cu planete în semne de apă care vă emoționează, da? Puteți să fiți voi emoționați în preajma lor sau acel personaj care are multe cupe de oferit, care este bine cu el, cu ea însăși. Dar a fost o situație complicată. E prima oară când apare 3 de spade, probabil că v-ați mai întâlnit, ați mai discutat, de-aia a și stagnat, apare și spânzuratul situația, pentru că într-un fel sau altul așa a apărut și 5 de monede, da? Mi-aduc aminte. V-ați abandonat într-un fel sau altul, v-ați refuzat unul pe celălalt sau unul sau altul sau la, da? Și din acest motiv apare 3 de spade. Este o rană mai veche între voi sau poate pentru unii să fie o rană dintr-o altă relație, ori la voi, ori la ei, care trebuie vindecată în poziția dorințelor și n-am cum să o citesc altfel decât nevoia de a vindeca niște traume emoționale. Și cum faceți asta? 8 de cupe. Lăsați în urmă cupele goale. Am vorbit de relațiile care nu vă cresc. Lăsați în urmă relațiile care nu vă cresc, care vă
Distrag atenția de la misiunea voastră, că 8 se duce către 9. 9 are o misiune spirituală. Interesant mesajul. 9 este casa nouă a spiritualității. Personajul respectiv își cunoaște misiunea spirituală. Asta, ia uite ce frumos, că avem și Marea Preoteasă. Da? Nu aleargă cum vrea cățelușa asta mea să alerge după pisicuț, să aleargă după pisicuți, da? Nu aleargă după cai vers pe pereți și alege cu grijă cupele cu care relaționează. Da? Și frumos ar fi să manifestați, să manifestați și voi această eliberare. 8 înseamnă transformare, aveți, ia uite, călătorie. 8 înseamnă, da, e și aici, da? Iubiți-vă pe voi înșivă. Personajul respectiv merge către dragoste față de voi. Eu zic că voi începeți să lăsați, să vă vindecați în primul rând traumele emoționale din moși strămoși. Nu e o glumă, chiar e adevărat ceea ce zic, chiar dacă pare o glumă, pentru că avem traume nu doar din viața asta, nu doar din copilărie, ci și din viețile anterioare și le manifestăm în continuare. Este o lecție destul de grea. A vindecării, autovindecării, dar nu imposibilă, la care toți lucrăm, și eu și colegele care mai, sau colegii care citesc, da, și astrologii, mulți, toți lucrăm, cei care vrem să fim cea mai bună versiune a noastră. Și văd foarte frumos că de la 8 de cupe mergeți către magicianul, vreți să mergeți către, să vă descoperiți misiunea, da, nouă, această cupă de lumină, să o regăsiți. Poate ați mai găsit-o într-o altă viață, dar în viața asta s-o găsiți, s-o regăsiți în voi, ca să manifestați o nouă viață, o nouă etapă. E frumos că aveți și zero, da? O luați de la zero într-o privință și e frumos, zero. Ia uite, lăsați în urmă, 8, moarte, des, da? Dar toate lucrurile și situațiile care nu v-au crescut, care v-au derutat, care v-au rănit. Și nu zic musai că dacă între voi doi, persoana despre care am tot vorbit aici, deși apare o a treia semn de pământ, aveți semn de apă, semn de pământ aici, pentru unii dintre voi, trecând peste asta, dacă între voi și alte persoane au fost niște răni și sunt în orice situație, în orice relație, nu este relație perfectă, da? Toți ne traumatizăm mai mult sau mai puțin. Trebuie să învățăm să ne vindecăm. În momentul în care ne rănim sau ne simțim răniți, este clar că tocmai oglindim o situație, o problemă în viața noastră, în viața noastră interioară, înțelegeți? În noi. Și acea problemă a venit tocmai ca să o rezolvăm, înțelegeți, da? Eu zic că începeți să mergeți către o nouă variantă a voastră. Ea, ce frumos! 0, 1, 2. 2. Dar cineva vă inspiră, Marea Preoteasă, ce este? Poate să fie cineva care studiază astrologia, tarotul, sau reiki, sau alte chestii care țin de creștere spirituală, sau pur și simplu o persoană. Da. E un profesor. Dar altfel de profesor, nu ca marele preot. Altfel de profesor. Da, ce frumos! Pentru că știți că dacă e un personaj care vă inspiră și cu care vreți să aveți o legătură, pentru că se vede acest nouă de cupe, aveți o legătură, dacă vreți să luați legătura cu acest personaj, simțiți că știți că trebuie să creșteți spiritual și preoteasa doar cu magicianul poate să fie împreună sau cu marele preot. Bine, poate și cu temperanța, dar bine, mai discutăm. Da? Dar e frumos. În viitorul, care o fi îndepărtat, mai apropiat, mai îndepărtat, apare acest nebun. Riscați. Și ce riscați? Comunicarea, dragii mei. Comunicarea cu... Da. O comunicare care vă aduce claritate și vă ajută, vă aduce claritate și vă ajută să creșteți. Am vorbit, da, că seamănă. Uite cum am vrut să se arate. Seamănă cele două cărți, aceste două cărți. Seamănă. Bine, aia mai încolo, mai poate spre noiembrie. Începe să crește spiritual, să vă temperați ego-ul. Ego-ul care adesea manifestă frică. Foarte frumos. Dintr-un punct de vedere. Acum, hai să mai vedem la capătul setului de cărți ce aveți. Turnul. Trăsnet. O separare de cineva ca să manifestați o creștere. Imediat vă arăt.
Dragii mei, trebuie să alegeți. Aveți 2 de monede. Poate să țineți de trecut, poate să țineți și de prezent această poveste. Aveți 2 de monede și 2 de bâte. Dacă până acum ați încercat să jonglați, să împăcați și pe mama și pe tata și capra și varza, da? Sunteți totuși puși să alegeți, clar. Și bine ar fi să alegeți acest steag victorios. Bine ar fi să alegeți să manifestați, că ați văzut magicianul, am văzut magicianul, să manifestați această nouă lume, să vă creați o nouă etapă, o nouă lume. Da? Seamănă un pic cu e împărățelul. Da? Alegeți să ieșiți din griji, din prea multe griji, să alegeți să comunicați adevărul, dar cu diplomație, dragii mei, dacă se poate. Încercați tot posibilul. Cu balanțele pot să fie și diplomate. Și în momentul în care reușiți să faceți acest lucru, reușiți să vă atrageți acest as de cupe. În primul rând, dragoste față de voi, la care veți lucra cu sârg, cu creativitate, și vă va aduce eliberarea de niște construcții, preconcepții, relații învechite, nepotrivite. Există cineva, am mai spus, în preajma voastră, o persoană care nu-i căsătorită, 9 de monede, văd și Marea Preoteasă, poate să fie oricine. O persoană necăsătorită, 9 de cupe, 9 de monede, Marea Preoteasă, singură, care într-un fel sau altul vă inspiră. Așa simt. Evident că poate să fie și bărbat. Dar a apărut și femeie, a apărut femeie. Acest personaj, în primul rând, vă inspiră la dragoste față de voi, la introspecție, la această nevoie de a vă îmbrățișa emoțiile. Vă aduce și multe emoții, dar pentru asta trebuie să munciți. Trebuie să munciți, într-un fel sau altul, să... Unii așa simt nevoia, să zic, așa cred că este pentru unii. Unii dintre voi simțiți nevoia să-i cuceriți. Să munciți cu sârg, dar să-i și cuceriți, pentru că știți că această cupă este foarte, foarte valoroasă pentru voi. Dar această cupă, cum să zic, o începe să o vedeți după o separare, voi fi clară, da? După o separare, după un moment trăsnet, un moment aha, un evrica, vine acest moment în care voi vă dați seama că trebuie să vă regăsiți încrederea, creativitatea, că regina de bâte e creativă, magia, într-un fel sau altul, da, cu pisica neagră și marea preoteasă, magia, intuiția, amândouă, da, și să munciți 8 de monede, iar transformare, în primul rând, pentru ce? Să nu uităm, pentru vindecarea acestei infrânte. A voastră, a lor, a cui o fi, dar în primul rând a voastră. Că în momentul în care voi vă vindecați, reușiți să învățați și pe ceilalți sau să se vindece, sau reușiți să vindecați relațiile trecutului, da? Există acest personaj. Pentru unii dintre voi mai simt un alt personaj. Pentru unii dintre voi aveți de ales între... Un semn de pământ își face foarte multe griji despre voi, în relație cu voi. Își face foarte multe griji. Acum, asul de cupe, evident că poate să varieze. Poate să fie o nouă dragoste, poate să fie dragoste față de voi, poate să însemne vindecare. Apare. Apare aici. Apare. Acum, cine își face griji, frumos ar fi să se concentreze, să nu-și mai facă griji și să se concentreze pe focus on love, da? Cum zice aici, focus on love. Și să se concentreze pe alchimia sa personală, 8 de monede, care îi va duce într-o poziție mai bună, da? De multă încredere, de creativitate. Da? Și asta va face să se rupă niște construcții personale. Hai, mă înțelegeți? Haideți să vedem totuși 3 de spade de ce este. 3 de spade, clarificăm 3 de spade. Up! Judecata! Renaștere, da? Pentru unii poate să fie nevoia de împăcare, de a renaște după multe chinuri și leșinuri, da?
după lacrimi, după lacrimi, după nopți pierdute, după cuvinte grele, sau poate nici n-au fost spuse și tăcerea poate să taie și să doară. Și tăcerea. Ce vă doriți? Că asta era în poziția... Ah, ce frumos! Și am zis că iar vă inspiră cineva, cineva care comunică cu spiritele, cu alte dimensiuni, dar vă inspiră să vă ascultați și voi îngerii, să ascultați și alte zone ale voastre spirituale, sufletești. Și să vă treziți la o nouă, hey, wake up, la o nouă viață, magicianul. De-aia vreți să și manifestați. Unde s-a oprit iar regele de cupe? Trei de cupe, foarte frumos. Da, foarte frumos. O dragoste profundă care se poate manifesta. Întâlnirea cu sufletul perechi, asta înseamnă trei de cupe. În momentul în care vă vindecați sufletul. În momentul în care vă vindecați sufletul, îi vindeca și pe ei, dacă sunteți suflete gemene, lucrați în paralel, da? Nu uitați niciodată că sunteți suflete perechi sau suflete flăcări gemene, în momentul în care voi vă vindecați, se vindecă și ei, da? Ei, și deveniți împreună un cuplu puternic. Bărbatul de pe pământ și femeia din cer. Ce frumos, ce frumos. Ia uite, iar apare discuția, iar apare magicianul. Și mergeți către, ia uite, lăsați în urmă ce nu v-a împlinit și mergeți către, ia uite, balanța, către flacăra voastră geamănă, către sufletul pereche, către acel personaj, nu zic zodi, nu ți-e musai să zic zodi, acel personaj cu care puteți să faceți un cuplu frumos. Ce frumos, aveți multă pasiune, vă regăsiți pasiunea, speranța. Veți face, veți clarifica niște confuzii și încet, încet veți înțelege, zic încet, încet, pentru că va mai dura, veți înțelege ceea ce vi se pare acum confuz și de neînțeles în chestiuni care țin de religie, de spiritualitate, de tradiții, încet, încet le veți înțelege. Foarte posibil, în secret, vă doriți o legătură profundă. Simțiți, pe de-o parte, că aveți o legătură spirituală profundă cu cineva, legătură spirituală, și în secret vă doriți acest personaj să fie mai des în viața voastră, înțelegeți, da? Cam atât pentru balanță. Ar mai trebui ceva? Nu știu. Cam atât deocamdată. O să vedem și la cuplu, singuri, în relații cu alte zodii, ce alte mesaje mai primiți. Deocamdată cam atât. Eu zic că e frumos. Nici nu știu ce titlu o să dau, dar eu zic că e frumos. Rămâne să ne auzim și să alegeți cu grijă. Dragii mei, varianta voastră cea mai bună. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Pa, pa!